YouTube și bine m-am găsit din nou pe canalul meu. Ghiciți ce? A venit Secret Santa! Am aici cutia! E o cutie imensă, imensă, imensă! Vă aștept să desfac, adică eu sunt atât de entuziasmată încât m-am obținut eu ce m-am obținut, dar până când? Crăciunița mea secretă de anul acesta este Madalina Voicu și iar canalul ei de YouTube este Mother Makeup Channel și ea face clipulețe și am să las linkul ei în barea de descriere a acestui clip. Este o fată minunată și face niște clipuri super interesante cu haul-uri și review-uri și make-up și toate chestiile astea despre frumusețe și modă. Haideți să începem să vedem ce a venit, ce mi-a dus moșul! Am reușit să-l desfac. Wow, deci ce frumos mi-a împachetat. Mie mi-e rușine, pentru că nu am avut timp să le împachetez. Oh, nu. Mulțumesc, dragă Madalina, și scuză-mă că nu ți l-am împachetat pe ale tale, dar eu nu am avut timp. Uite, la mine timpul este ceva prețios. Dar sper din suflet că ți-a plăcut... Așa că ți-a plăcut mica mea atenție. Aici am o felicitare, cred. Da, este o felicitare de Crăciun. O felicitare superbă, cu niște copilași. Îmi place super mult. Oi. Și pe felicitare scrie: Bună Cristina, Crăciunița de vreme, cred. Te trimis o selecție a produselor mele preferate. Sper din suflet să-ți placă și să te bucuri de ele. Te pup cu drag și doresc de pe acum Crăciun fericit. Mădă! Wow, mulțumesc foarte mult, Madalina, pentru mesaj. Ok, hai să vedem primul produs. Este împachetat cam așa și hai să vedem. Oh, it's tea and chocolate. It's so sweet. Uai, deci am primit, cred că este ceai, da, cu vanilie și arată cam așa ceaiul și aici cred că am niște ciocolățele cu cocos. Îmi place foarte mult cocosul, deci chiar m-ai nimerit. Cocosul este unul dintre chestiile mele favorite. Deci tot ce am, cremă cu cocos am, îmi place Rafaela pentru că are cocos și da, m-ai nimerit. Îți mulțumesc, îmi place. Este împachetat așa. Și să vedem. Eu sunt foarte, mă simt foarte rușinată că nu ți le-am împachetat, serios. Băi, și chiar trebuia să ți le împachetez. Un set de ojă de la Essence. Băi, de mine, deci mulțumesc foarte mult. Mi-e plac produsele de la Essence, le ador. I've got new nail polish. Ce ambalajul ăsta cu bule. Să cât zi așa, le nevesc pe prietenii mei. Nu zice nimic. Un set de ojă de la Essence. Superb. Una roșie, una cu sclipici. Și îmi place că sunt așa de Crăciun. Super, super, super drăgălașe. Mulțumesc foarte mult. Superb un nude. Chiar îmi doream foarte mult fardul acesta. În nude 206. Vai, deci este un fard superb. Ia uitați-vă. Doamne! Mulțumesc mult de tot, deci chiar nu mă așteptam. Hai să vedem ce mai avem aici. De la Essence, ba nu, e de la Catrice. Bă, deci, da, eu nu am cosmetice de la Catrice pentru că aici în Anglia nu se găsesc așa ceva. Wow, și e un roz superb, superb, superb. Infinite Shine Lip Gloss. Look, I've got a new lip gloss. Pure Color Lipstick. Mom. P.S. Wow! Uai, deci cât e de superb acest ruj. Mulțumesc foarte mult. Deci a rămas fără cuvinte. Nu știu ce să mai zic. Doamne, mă simt rău. Mai am ceva aici.
Un pachetel esențe, nu știu ce e, nu am văzut, ia să mai așa ceva, ia să vedem ce s-a stia. Mamă! O să-l pun pe prietenul meu să facă masaj! Deci un kit cu uleiuri pentru masaj. Arată cam așa. Vai, e viața mea! Vai, super! Când se vedește să le miros. Wow! Nathan! Masaj! Ceva? Ce este aici? Nu știu ce este aici. Vai, de mi... Ioi! Bomboanele mele de ciocolată preferate. Oh. Nathan, look at this! Look! Oare, deci nu-mi vine să cred cât e de superbă cutia aceste bomboane de ciocolată și Lind sunt preferatele mele. Deci îmi place cutia extraordinar de mult. Este așa un material din catifia. Deci nici nu am văzut așa ceva. Nici aici în Anglia nu este așa ceva. Uite. I am jewelry and accessories. Vai de mine. Vai cât e de drăguță. Incredibil. Ia uitați-vă la această brățărică. Uite că sunt în stare de șoc. Mai este ceva aici. Să vedem. Da. Este o lumânare. Ba nu, este o cremă. Ba nu, este un... Oh, ce-mi place miroase. Stați așa să vă zic ce este prima oară. Este un... O mască de păr de la John Frieda Shin Share Blonde. Pentru că eu sunt blondă. Sunt cam blondă. Adică sunt cam... Sunt destul de... Leo, aoleo, ce e aici? Că asta e grea. Ia uitați ce e aici. Da, asta este o lumânare. Uai, deci miroase a scorțișoară. O lumânare de la Eric. Și arată cam așa. Miroase a scorțișoară, perfect pentru Crăciun. Eu ador scorțișoara. Băi, deci nu știu cum ai citit tu așa de bine. Aoleu, ăsta este cu... Este un gel de duș. Warm Cinnamon Nights. Cu un gel de duș cu scurtișoare, deci nu mai pot să vorbesc. Arată cam așa și este într-o cantitate foarte, foarte mare. Și miroase, dă-mi vine să-l mănânc. M-am debiaște să fac duș. Dar nu știu. Aroma, cred că e tot gel de duș. Nu, e ulei cu vanilie. Dar ce este? Că nu știu ce este. Da, e ulei. Cred că e ulei de corp. Vai, la miroase superb. Ai, wow. Băi, eu mă dau pe corpul e. Dacă face spumă, o să mă limpezesc. Wow, deci e super, super. Deci vreau să zic că acesta miroase superb. Trebuie să mai miros un pic. Ok, și cam asta a fost Secret Santa. Mulțumesc, dragă Mandolina. Mulțumesc tuturor celor care mă susține și care mă urmăresc. În special celor care îmi fac aceste mici cadouri pe care eu sincer simt că... Care eu sincer simt că nu le merit și că ar trebui să-mi dedic mult mai mult timp pentru voi, pentru... că
deja știu că sunt acolo multe fete care așteaptă să postez de fiecare dată și după cum am zis, îmi cer mii și mii de scuze pentru faptul că nu pot să postez atât de des, dar am un job care îmi cere să dedic foarte, foarte mult timp, deși eu aș vrea să fiu alături de voi, deși mi-ar plăcea ca acesta să fie jobul meu și, dragă Madalina, îți mulțumesc încă o dată pentru produse, sunt foarte, foarte frumoase, toate sunt extraordinar de frumoase. Sper că ți-au plăcut și produsele mele și sper să mai colaborăm din nou, deci chiar mă simt o tatuare și mă simt foarte rău pentru că nu ți le-am împachetat, trebuia să-mi dedic mai mult timp, dar nu știu, sper să-ți fac și eu mai frumoasă ziua. Te pup, vă pup și vă doresc tuturor sărbători fericite și un an nou plin de bucurii și un Crăciun fericit alături de familiile voastre. Să vă umpleți inima de dragoste și fericire și bunătate în primul rând, pentru că trebuie să fim unii mai buni unii cu alții și trebuie să ne acceptăm cu defecte și calități și... Da, ce să zic, mulțumesc din suflet, mulțumesc încă o dată, nu mai am cuvinte. Mă simt onorocoasă că vă am și că vă am. Vă pup și v-am pupat. Vă pup și v-am lăsat. Crăciun fericit. Pa, pa!